Bun găsit! E important să știm că alimentația sportivilor trebuie să fie ușor diferită față de a unui sedentar. Nutriționistul Șerban Damian ne spune ce ar trebui să mâncăm dacă nu facem mișcare deloc, dar vedem și de ce ne este somn după masă. Domnule doctor, aș vrea să vorbim despre alimentația sportivă versus alimentația unui sedentar. Care este de fapt diferența? E adevărat că atunci când facem sport putem mânca un pic mai mult? Este foarte adevărat și chiar recomandat că atunci când faci sport să mănânci mai mult, pentru că ai un consum caloric mai mare decât o persoană sedentară. În momentul în care faci sport, consumul, deci nevoile organismului sunt mai mari. Ce vreau să spun, dacă stai o oră la calculator, consumi undeva, să zicem, 200 de calorii. E, dacă faci o oră de efort fizic, poți să consumi 700-800 de kilocalorii, efort fizic intens, adică, nu știu, alergare intensă sau un antrenament de forță. O bicicletă. Depinde. Dacă faci un antrenament ușor, poți să ai 400-500 de kilocalorii. Deci nevoile energetice cresc. Un ciclist, de exemplu, poate să aibă nevoie de 5.000 de kilocalorii pe zi. Un om obișnuit are nevoie undeva la 2.000-2.500 de kilocalorii. Deci e clar că alimentația sportivului este dintr-o dată mult mai generoasă din punct de vedere energetic față de omul sedentar. Și putem vorbi de alimente care ne dau energie? Dacă ne referim la aportul energetic, orice aliment are acest rol de a aduce energie în organism. Dacă vorbim, energie benefică, nu ca zahărul. Orice aliment aduce energie, caloriile, energie. Dacă ne referim la energizare, deci la stare de așa de activare, da, de prospețime, de să ne trezească dimineața, de exemplu. Aici sunt alimente care au un oarecare efect asupra sistemului nervos central, bine cunoscută cafea, ceaiul, cacaoa, sunt chiar și fructele într-o oarecare măsură ne ajută să ne dea o stare de energizare. Deci de trezire, de vigoare, de atenție, de focus. Însă orice aliment ne aduce energie, pentru că asta e rolul alimentului, până la urmă să-ți aducă energie în organism pe care să o poți folosi. Dar totuși ni se întâmplă de multe ori să avem o masă destul de copioasă și apoi să ne fie somn. De ce se întâmplă toate astea? Se întâmplă pentru că este un mecanism pe care îl moștenim de milioane de ani. Toate animalele pățesc treaba asta. Intri în faza de digestie, practic în moment, după ce mănânci, în mod normal organismul își concentrează intern mecanismele lui pentru a digera hrana respectivă, pentru a transforma în nutrienți, pentru a o înmagazina. Deci cumva este chiar firesc ca după masă să stai să o perioadă, să ne fie... Da, este o reacție reflexă pe care o avem. S-a și observat practic în momentul alimentării și o perioadă după, o parte din fluxul sanguin este direcționat preponderent către tubul digestiv, tocmai pentru că acolo se întâmplă miracolul. Da, practic, exact. Din hrană se extrag nutrienții și sunt luați în sânge, transformați și organismul face din acele nutrienți ce are el nevoie. Unii depozitează, alții folosește să creeze noi structuri. Deci nu e nimic în neregulă cu această... De ce la multe popoare există siesta după masă? Tocmai pentru a facilita aceste procese naturale de digestie. Și totuși există și alimente care nu sunt recomandate nici măcar la sportivi? Foarte multe alimente. Și nu neapărat alimentul în sine, cât preparate din acele alimente. Adică în momentul în care ai pregătit prin prăjire, ai ars alimentele sau le-ai încărcat cu foarte mult zahăr, deja devin alimente care nu sunt benefice nimănui, inclusiv sportivilor. Sau mai curând sportivilor, unde e nevoie de o alimentație mai curată, organismul trebuie să funcționeze la niște parametri mult mai înalți față de omul obișnuit. Și cam tot ce este bine cunoscut la oricare dintre noi că nu este benefic, alimente excesiv procesate, alimente care conțin o mulțime de aditivi, de euri, de mai știu eu ce, nu sunt recomandate niciun caz nici la sportivi. Apoi contează și structura meselor, pentru că în funcție de profilul sportiv, mesele trebuie să aibă un pic structuri diferite față de om obișnuit. Dacă urmează un antrenament, cum spuneam, de câteva ore în care se consumă multă energie, alimentația trebuie să fie mai bogată în carbohidrați înainte pentru a aduce necesarul de energie pe care organismul va folosi.
Nu, același lucru se întâmplă cu o persoană sedentară. Dacă te duci la birou, nu te apuci să mănânci nu știu câte clătite cu dulceață. Și după aia să stai pe scaun. Dar dacă ești sportiv și urmează o perioadă în care o să faci sport, faci 3 ore de antrenament, da, trebuie să mănânci bine, să mănânci consistent și centrat pe carbohidrați. Mulțumim mult pentru aceste informații. Ne revedem și mâine, să aveți o zi frumoasă!